făcută de domnul Mire, șef la PMP în zona respectivă, interimar. Domnul Mire, primar, în primul rând, și aici, în pauză, am avut timp să mă uit un pic. A câștigat mandatul de primar cu 2300 de voturi. Înseamnă că a mai adus 700 și dintre cei care nu l-au votat. Peste votanți. Peste votanți. Sau poate că acum a făcut o nuntă de 6.000, cum se vehicula inițial, încercând să, să iasă deputat. Că cu 6.000 de oameni depășește localitatea. Păi cred că sunt și aia cu vizele de flotant pentru următoarele alegeri, știi? Că acum așa e la modă, le faci vize de flotant ca să câștigi. Păi nu, dacă știam problemele Elena Udrea, probabil că o să se întâmple cum s-a întâmplat în 2012 la Piatra Neamț. Vine domnul președinte și spune, aici la Maramureș trebuie să... Elena se potrivește deputat pe colegiul ăsta aici și mai face și anunta odată acolo de 6.000-7.000 de oameni și a rezolvat. Dar eu nu știu de ce este ea singură, asta mă frământă. Cine? Elena. Udrea. Păi da. La nuntă? De ce a venit singură? Nu trebuia să vină și ea cu prietenul ei? E ocupat cu aia de imobiliare, cu firma. Nu știu. Am înțeles, da. Nu știu, păi. Deci cu business-ul, acum sâmbătă seara, normal, să facă o groază de afaceri. Adică trebuie să stea, să țină legătura cu lumea, care ce-a vândut, ce-a făcut, da. Da, sunt foarte, foarte interesante totuși imaginile cu toți trei la aceeași